Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit oameni buni la un nou video cu Dead Island Riptide. Înainte să începem toată distracția asta de acum, ce voiam eu să vă anunț o singură chestie. E că avem un concurs de meme-uri de League of Legends, știu că e foarte random că pică chestia asta într-un video de Dead Island, dar mai e timp până diseară să vă înscrieți, așa că dacă vreți să o faceți, trebuie să intrați pe serverul de Discord, care este în descriere. În descriere aveți acolo Discord și vă trimite pe serverul meu. Când o să ajungeți acolo, o să vedeți o cameră în stânga numită concurs LOL. O să vă rog eu să vă duceți acolo și să vedeți la pinned, încercați să dați la mesajele la pinned și să vedeți toate regulile pentru a vă înscrie, pentru că premiul este destul de mare, este un chest de la de merch de la LOL de vreo 500 de euro, așa că nu cred că veți să-l ratați. Așa că, țineți minte, trați pe Discord, aveți acolo camera de concurs LOL, aveți toate regulile de acolo, sau pe Instagram, dacă m-ați fi urmărit pe Instagram, ați fi aflat de concursul ăsta de acum vreo două zile. Pe Instagram, la fel, am explicat acolo cam tot ce e nevoie de știut despre concurs. Și puteți să participați până de seara la ora 7, adică sâmbătă 10.04.2021 de acum, ok? Ca să fie clar pentru cei care nu au... care urmăresc video mai târziu. Dar acum hai să ne întoarcem la treburile noastre. Mi-am adus aminte acum așa, am zis, bă, cred că ar fost bine dacă ar fi anunțat și într-un video ceva mai devreme, dar cred că lumea are timp totuși să creeze un meme până seara, cred că poate să facă ceva rapid. Încercați să fiți original, by the way. Asta am putea să specific. Cel mai important este să încercați să fiți original, nu încercați să copiați undeva anume sau chestii genul ăsta, pentru că oricum o să descalific. What the fuck? Wait. Bro, ce măsa? Bro, ce e asta? What the f... Hai că am făcut treabă dacă e. Ok. Întrebarea e dacă pot să ajung cu barca acolo, unde sunt eu acum. Deci eu sunt aici, ar trebui să iau așa, da, pot să ajung, super. Vă să vă asigur că drumul e bun. Bine, trebuie să fim atenți unde lăsăm și barca. O să am nevoie de mai târziu. Oh my god, rip. Trebuie să fiu atent să apăs E repede. Ok. Easy enough. Bro, ce Dumnezeu? Ești. Tu, dar de ce mi-au damage? Eu asta nu înțeleg, de ce mi-au damage? Am murit în barcă. Pe bune. Care mai e scopul să iei o barcă dacă literalmente zombies sunt pe post de Aquaman acolo? Hai că am o altă barcă aici la 30 de metri depărtare. Dar e stupid, sincer. E puțin ridicol cum merge treaba. Putem să luăm repede barca până la checkpoint acolo, ar fi super. Checkpoint, whatever. Înțelegeți voi. Ok, hai zombarlicilor. What? Cum? Ce mi se pare enervant e că au range-ul ăsta stupid de lung. Like, serios, n-ar trebui să aibă atâta range. Gen, e puțin cam exagerat de mult. Ok, hai putem lua barca înapoi acum. Lived here all my life and I've never seen water this high before. Yeah, și zombies cumva sunt imun la ideea de apă. Pur și simplu. They don't give a fuck. Unde nu te-am atins? Gata. Whew. Oh. Wait, oare am venit bine? Oh, da, am venit bine. Deci trebuie să luăm ceva scoarță de copac pentru nu știu care individ din sătuc de acolo, că, vai doamne, are ceva început de malarie, știi? Oh, bark. Nice. Am crezut că trebuia să chiar rupem din copac sau ceva, nu doar să luăm de pe jos, dar... Spun că merge și așa. Oh, nu, dă că sar pe ăla. Easy. That's it. Zero damage. Zero fall damage. Sincer, începe să-mi placă hand-to-hand combat-ul ăsta.
Faci și level super ușor și ataci și super repede, gen. Asta e destul de fain la hand-to-hand combat. Mai avem chestii de upgrade la hand-to-hand combat? Weapon durability, da, te rog. Și mai era una de stânga acolo cu ceva ghiare, pe care cred că iarăși trebuie să o avem. Cred că o luăm pe jos, că e mai ușor așa. Ia, e mult mai zi. Zombie? Nu? Zombie. Șați cuminte! Hey, who next? Oh, stai. Atât. What the fuck? Îmi da niște lopeți în cap și tot mi-a rezistat farmecilor, știi? Sunt mulți aici? Oh, iar aici. Oh my god. Ceva îmi dă super damage. Ok. Heal. Nice. Oh my god, aproape murit. Fuh. Super bleeding damage aici, din ce văd. Boom, boom, dead. Perfect. Ok, măcar merele astea o să fie bune de ceva de post de healing, dacă e să o luăm în felul ăsta. Unde e copacul? Ok, trebuie să ne reparăm și... Cred că astea sunt slash damage. Gen cutting weapons. Oh, merge și asta așa cât de cât. Dar consum foarte multă stamina încercând să și țopăi și să și dai. Ooh, that had to bloody hurt. Nice. Ok. Easy dezmembrare. Care atâta. Bă, zi te rog că e aici scoarța aia. Uite-o, mă. Nice. Nice. Oi, mate, nice. Ok. Am să cerea pe băieți, am rezolvat ceva. N-avem lockpicking, va trebui să facem neapărat level și pe lockpicking-ul ăla cât de curând posibil. Poate nu lăsăm iarăși până în endgame ca tura trecută. Mă. Te cal pe cap. Ok, cred că trebuie să o luăm pe aici. Pare a fi o altă direcție mai practică. E, și asta cu Venom e destul de practic, dar că se aplică Venom-ul destul de greu. M-a auzit ceva ce nu e ortodox. Ia, am zis-o sigur. Am zis eu ceva ce nu e ortodox. Au, mă doare. Bun. Unde ești, mă? Gata. Cum de n-am murit? Mă mir că n-am murit de la chestia aia. Dar am pierdut bățul cel mai probabil. Firar. Dude, chiar l-am pierdut. Probabil că a ricoșat. Ok, n-a ricoșat aici. Așteptam să ricoșez undeva pe aproape, dar nu. Ok, am luat altceva, nu mai contează. Ok, hai să ne reparăm lucrurile că deja... Dude, nu mai am bani. Înainte în jocul celălalt aveam tone de bani. Acum sărăcie scrie pe noi. Fără mișto. Literalmente super sărăcie scrie pe noi. Iotă și pe ăsta. Toma, lovi mă, deși am fost în aer. What the fuck, de unde a venit asta, vere? Dead for good. Sincer. Out of nowhere. Ok, cine... Oh, nu, grăsanu. Ok, grăsane. Ah, ce m-a scuipat. Ok, du-te lângă el. Dă-i, vomită în altă parte. Nice. Dead. Îmi iau lucrurile înapoi. Holy shit. Dude, sper să avem ceva mâncare pe aici. Ok, încă un grăsan. Fuck me. Ok, du-te pe ăsta. Sprint.
Sprint kick. Oh god, mai am așa de puțin de viață. Bă, serios, nimic? Mamă. Ok, îți dăm dacă aici e ceva rapid. Ghișe, nu e? Deci nu am pun de să baituiesc puțin. Încep pe cât de mult posibil să fac zigzaguri în ideea de a atrage atenția lui ăla. Ok, deasupra? Oh god. God. Ok, hai să aruncăm cu lucruri în el. Ok, bun. Venom. Bum. Au. Zombie. A murit. Ok, superb. Și mi-am pierdut toate itemele. Fii atent, dacă am pierdut lopata aia o să plâng. Lopata. Dude, a venit fraiericiul ăsta în spate de nicăieri, care era pus pe turbo hiperactiv. Cine l-a chemat pe ăsta aici? Nimeni, bă, zic eu. Și cineva avea un telefon acolo. Ok, din nou. Unde am distrus? Unde am murit? Aici am murit, nu? Deci itemele ar trebui să fie aici. Ok, uite una. Găsi lopata. Uite pe ăsta. Get the fuck out. Hai că n-am stamina. Ok, chestia asta e super bună. Hand-to-hand combat? Pretty tank. Dar mi-am pierdut itemele. Gen, tot ce aruncasem în el e sal. Asta nu-mi place în jocul ăsta. Au, ba nu, never mind, uite-o nici. Ei, măcar a dat aia cu Venom pe ea. Și am mai pierdut eu ceva anume, dar... Au, și bățul. Au. Pare n-am pierdut chiar așa multe. Bine, de pierdut tot sunt pierdute, n-am ce să-i fac, dar... Măcar n-am pierdut chiar atât de multe. Lul era acolo jos. Am vrut să zic, stai că cred că e aia de jos. Ce să mă dacă mai strălucește ceva. Ia rip. Sincer, chiar nici mă interesează. Adică măcar am itemele modificate, care dau deja ce mai mult damage. De celelalte mai facem roșu tot așa. Adică nu era ceva care chiar să zic, oh my god, ce tragedie și toate astea. Mă, noi n-aveam fast travel până acolo? Aveam ceva. Sincer, cred că mai degrabă luau o mașină. Am o mașină la 60 de metri. Să iau mașina până acolo. Mi se pare mult mai practic pentru drum. Dar ce nu mi se pare practic și urăsc în Riptide extrem de mult este faptul că mi-a luat complet compasul ăla, care mă trimitea direct către misiune, indiferent că era pământ sau nu era pământ. Ok, acum pot să plec. Acum pot să plec. Mașina e mult mai bună decât barca. Barca poate să fie așa de proastă, serios. Ați văzut cât de repede te poate da zombiul jos în barcă. Și n-aș mai că nici nu poți să zici, oh, mai că mă opresc și dacă mă opresc dintr-o dată o să pot să scot arma, să trag în el sau ceva. Nu, no, de unde atâta? Trebuie să ai pe altcineva, cred că, în barcă care se ocupe de aspectul ăsta. Ok, eu luăm bine pe aici. Păi dacă pun waypoint până în oraș, mi-l arată? Ok, ne în față și tot înainte. Practic tot drumul trebuie să luăm tot înainte. Nu, nu-ți arată. Foarte, foarte enervantă treaba asta. Îmi plăcea foarte mult sistemul ăla de GPS, dar nu știu unde a dispărut. S-a gândit că e o idee senzațională. Altul! Uite, încă unul. Stai că-s reward-uri aici dacă salvăm și pe ăsta. Ok, mai încă unul. Ok, stai că vin acum? Scuză-mă? Dead? Scuză-mă? Mamă, cred că lui aia am băgat un picior în cap de salus instant. Chiar am luat un cuțit, măcar. Ce-mi dai? Ia zi, Luke, ce-mi dai? De obicei-s bani. Oi, ok, man. Sure. Easy. Făcură și niște arme locuitoare pentru celălalt pe care le-am pierdut. Cred că o să mergem pe armele astea cu sharp plus hand-to-hand combat. Ok, unde suntem aici? Aici... Să facem dreapta.
ușor și sigur. Dreapta, izbim pe toți băieții de aici fără probleme. Turbulențe! Intrăm în măsa, dăm încolo. Înapoi. Yeah. Wait, unde e drumul de aici? O, e stânga și apoi o cotitură de aia mică. Du, dar uite cât level urmează să facem iarăși. Ăla a trecut peste mine. Mamă, dar cum faci? Wait, și aici ar trebui să o luăm? Oh, de aici trebuie să o iau pe jos, cred. E, asta este locația, merge pe jos. Ok, ce vrei? Oh, a renunțat să mai murmuresc. A zis că nu mai are chef, s-a plictisit. He said no and left. Oh. Oh, mamă. Mă simt ca și cum mă joc altceva acum când mă urc pe lianele astea. Nu știu, nu mai țin minte ce m-am jucat în pădure care să mă lasă să urc prin chestii pe liane așa. Chiar nu mai țin minte că e dreapta aici. Așa-ți cu minte. Bun. Om ăsta, mulțumesc. Băi, am luat ceva de acolo. Bum. Mamă. Noroc cu bleed-ul ăsta, vere, mă jur. Bleed-ul ăsta face miracole pe mobii ăștia mici. Oh. Poison bomb. Încă mi se pare interesant că poison nu merge pe zombies, dar hei. Oh god. Wait, tu don't ascunzi? Ok, stai așa că e ăsta de vomită pe mine aici. Te rog frumos. Ce să-l fac să vomite pe lângă, știi? L-a murit de la bleed-uri. Ok, încă o lovitură mai trebuie. N-aș vrea că nici să sar nu merge când ai de-astea. Stingray tail. Ok, încă un upgrade. Lockpicking sau... Stamina decrease. 45% dof. Momentan zic că suntem ok cu ce avem. Mai băgăm pe lockpicking ca să luăm mai multe iteme mai bune. Cred că nu o să mă despar prea curând de ghearele astea. Nu știu ce, dar simțul bobițeului, așa îmi spune. Simțul de Bobby, așa îmi zice, gen, man, nu. O să rămâi cu ăstea, like, hai. Cu ăstea o să te joci de acum. Ok, să scoatem pinpoint-ul de aici. Atât. Oh, și avem și Fury-ul. Și avem și magazin aproape, poate putem să vindem chestii. Yo! Hey, this bark will help your brother. Now let me in. What is this? No medicine? N-avem. No, mate, no, it's a natural remedy. You need to talk to my father. He will decide what to do. Îmi place că toți au cam aceleași fețe, dacă e să mă întreb. Bro, ești atât de gras încât nu pot să trec de tine, grasule. You have something for my son. Bring it to me. Imediat. Seni. Ok, scuză-mă puțin. Dar... Come here. Stai mă frate că ești super sărac, n-ai nimica bun pe aici. Gata, putem vorbi acum. Zi. Use this to help your boy. What is this? The bark of a tree. I was expecting aspirin or antibiotics. I can go find my own tree bark. Man, bruda. This is medicine. Don't be like ridiculous. If this doesn't work, I will come for you. Now what do you want? I need a map that belongs to Marcus. Those are his things. Take whatever you want. Oh, okay, super. Bro, shut the fuck up. Crede-mă. Chestia aia o să-l salveze. Looks like a picture of Marcus and a bloke named Dr. Kessler. Damn it, this isn't a map of the tunnels, it's just part of the jungle. Oh. I wonder why Marcus would keep all these notes on the natives' old rituals. What was he trying to learn? Stai așa puțin. Ritualuri, eh? Yo. Nothing. Throwing knife. Well, this isn't the map I was looking for. Does he have anything else around here? No, and I warn you not to be friends with that man. Oh. Well, I only talked to him because I needed his help. His help?
He doesn't help anyone. He's evil, that one. Pure evil. Yowzel. That's why the elders chased him away. I heard that he wanted to recreate the old rituals. The old, terrible rituals of the distant past. He was warned that those rituals only unleash evil, but he wouldn't listen. He kept trying and trying, and then the elders finally had enough. They banished him, told him never to come back. Okay. What do those rituals do? What was he hoping to accomplish? I need to care for my son. You want answers, you get them yourself from Marcus. Okay, bro, trebuie să fii bulache. Oh, tribal weapons. Ce video meu aici? Creeping Bolo Moschete. Use cane knife. Ok. Din păcate nimic bun. E bine. O să vând din astea gen Feeble Hammer sau ceva, chiar că le-am upgradat sau ceva, dar sunt griuri, literalmente nu prea au damage. Adică n-are rost să ține chestii care nu prea mai au damage, odată ce obținem oricum lucruri verzi și toate alea. Ok, ajungem. Avem o tonă de alcool. Uite o care de asta de crafting, dar e în spate, gen în spatele casei. What the fuck? Am uitat, da. Atâta. Sunt curios dacă o să aibă efect chestia aia. Să aflăm probabil mai încolo. Ah, nice. Repair. Apară ghearele. Create. Și mi-a trebuit metal scrap și wire pentru a face un barbecue mode. Metal scrap și wire. Cred că acum putem suprapune anumite moduri din ce văd eu sau ceva. Yo. Ai metal scrap sau wire? Nu, ai doar alte mizerii. Am să-ți iau această doză de suc. Deci n-are niciuna dintre cele menționate. Foarte nașpa din partea lui. Pentru un Venom mode putem lua Olander, dar nu cred că am nevoie de două Venom staff-uri, dacă mă întreb pe mine. Ok, vreau să upgradez ghearele astea, că o să-mi coste mână și un picior și Slaughtering Shovel. Ia, și pe asta. Gata, nice. Ah, brilliant. Și acum avem level 2 pe ăsta. Level 3 high chance to score a critical. Level 10 sună blană. Simply brilliant. Yeah. Ok, unde trebuie să ne ducem acum? Ducem mâna aici, până la Marcus. N-avem fast travel, nu? Nu. Da, aia, trebuie să o luăm pe drum. Practic pot să iau prin apă sau ceva, să ajung la drumul ăla, dar... Păi, în ce direcție trebuie să mă duc? Oh, fix așa și găsesc drumul ăla. Perfect. Băi, am să mă asigur. Nu prea pot să am încredere în chestii plutitoare. Man, adaosul de apă în jocul ăsta e atât de enervant. Adică nu mi se pare ceva super, super practic. Ca și o mecanică, dacă e să o luăm așa. Ok, super pe drum aici. And there we go. Bro, aproape facem level din nou. Cât îți trebuie level pentru Riptide? Orice pana mea, că deja, serios, îmi fac griji puțin. Chiar tind să cred că trebuia să fi jucat cu ceva caracter din start. Ori ai făcut jocul ăsta să dea foarte mult XP din start, like, holy shit XP. Oh god, n-am stamina nici să respir. Și aproape mor, stai puțin, poți consum de-astea? Miscuri. Dude, nu pot să consum quest items. My team. Păi am văzut o chestie cu my team, ce e de acolo. Are fă HP-ul. Nice. Ce e asta? Să-s doar eu. Oh, sunt diverse quest-uri. Îți dă web. Oh! Au zis că nu trebuie să mă chinui acum să-mi fac chestia asta, gen să-i upgradez pe toți fraierii ăștia. Mă gândesc că cu ei o să ai nevoie de toate. Știi cum e, dacă jocul devine o chestie de asta, o să renunțăm curând la el. Rip. Tare sper să nu fie o mizerie de aia unde trebuie să stai să faci level pe anumite caractere.
Adică într-un fel aș vrea să-l joc cum l-am jucat și pe primul, să nu mă intereseze contentul extra care probabil nu-i gândit extrem de bine. Pentru că nu cred că sunt niște misiuni atât de wow sau niște chestii atât de interesante sau atât de plăcute de făcut. Ok, era drumul acolo. Ah, nu pot să iei pe aici. Jesus. Ok, luăm pe aici. Luăm pe jos, pentru că altfel n-avem cum. Mulțumesc de bani. Mulțumesc de bani. Wow. Tchau, 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 já. É, bâtă. Ce facem? Ok, trebuie să găsim ceva mâncare pe aici sau nu știu. E puțin cam ridicol deja. A dat slow motion pentru ce? Absolut nimica. Ok, că suntem aproape de băieții mei. Ok, parcă n-aș vrea să... Amose! Son of a bitch. Ok, stai aici prea aproape. Oh god. Ok. Las-o așa. What? Dă-le, am permis să mă descotorosesc ca și iteme, dar de restul nu prea. Oh, cât de enervant e ăsta, mă jur. Ah, și cine poate să sară acum înapoi? Dumnezeu! Atât. Ok, unde Dumnezeu am aruncat cealaltă chestie? Ne-am aruncat-o pe aici, dar... E destul de greu de identificat, știi? Ei, n-am pierdut ceva senzațional. Dude, să dai charge în ei, să dai E. Când ai dat charge, literalmente te nenorocește. Yo! Sa, boys? Ia uzu. Where's Marcus? A plecat. He's not here. Said he had to get to paradise to meet the blessed. Said that they're immune. He was all worked up. Couldn't wait to try a ritual. Oh, no. It wasn't making much sense. Oh, nu, ăsta vrea să ducă înapoi la ăsta. Cred că a turmentat pe toată lumea de acolo. 100%. Wait, n-avem fast travel până la Paradise? Dude, n-avem fast travel nicăieri. Locul ăsta e absolut groaznic. Ba da, mă, avem fast travel aici. Mulțumesc. Putem să scăpăm de un Omega drum până în Măsa și înapoi. Sincer, nu-mi place deloc layout-ul din partea asta a jocului. Și nu zic că... Cumva primul ar fost mai fain sau ceva. Nu, primul chiar a fost și ăla destul de nașpa care le iau. Dar ăsta, ăsta e doar junglă în mare parte. Cel puțin până acum mi se pare foarte nervant ca și... Ca și de asta hartă și cum trebuie să te duci în toate direcțiile astea. Stai așa puțin. Salut! Medkit, super. Exact de asta am venit la tine. Ok, n-are nici asta bun, chestii bune. Și fast travel. Paradise Survive Camp. Easy. Have you thought about checking the beach? Will you check on something for me? Perhaps I can help. Oh, nu. Nu vreau acolo. Maybe later, mate. Yeah, mate. Las-o așa. Ai mâncare? Ai alcool. Toată lumea are alcool peste tot. Bro, vreau healing items. Nu cred că cer prea multe. Finally you came. Marcus wants to talk to you. Marcus. Ok. Harlow's not here. She went out to look for something. Wait, n-a lăsat pe nimeni aici. We're fucked. Why? Ok, stai ce se întâmplă. I know there are immune among you. Step forward and honor the goats. Oh god. With your help, we will conquer the evil that has infected Palanai. You are the key. That can save humankind. You're out of your mind, mate. Get it. Let's omorâm. Don't you see? You immune are the cure for this pestilence,
And if you will not step forward and sacrifice yourself for the good of all, then you shall suffer a trial by fire. We must feast on your flesh to ensure the future of the human race. Sincer? What the fuck? Harlow, do you copy? Harlow. I'm here. Sorry, I think this radio was cutting out. We need you back at Paradise, immediately. Oh god, I'm on my way. Oh, hey! Stai puțin. Asta cu stamina. We're up shit's creek now. Headshot! Don't let him get behind you! Get these assholes off me! Here we go! I know you felt that one. Hey, how about some help? Oh god. Zombies! Holy shit! Whew! Holy shit! Oh mama. Oh, lăsa de foc. Mama, câți mai sunteți, vere? Wow, aleu, ce charge a dat ăsta în mine. Hand to hand level 3. Mă jur, în ritmul ăsta cred că fac super level pe ăstea. Mai sunt? Nice. It's on fire, all of it. Wait, what? We don't have time for this. Get your ass back here. Watch it. Oh my god, my Vin. Aștept să farmez acum și level pe lopată. Bine, cred că asta e oricum următoarea chestie pe care face level. Get the fuck down. Oh god. Mă, ce m-am împins ăsta. Dude, what the fuck? Incoming! You will die with the honor! Let's give these fuckers a rocket! Time for these assholes to die! Aoleu, ce, m-a lovit din spate? Nu. Bun. Ah! Dude, m-am blocat! Oh! Aoleu, stai că-i d-asta mare și nebun. Stai că nu pot să mă duc pe nicăieri. Stai, țineți-l în foc acolo, că stă bine. Oh my god, mi-a dat una de mastins. Mi-a dat una de mastins, bă, băiatule, bă. Am pierdut lopata. Dar măcar o mână mai proastă. Ok. Holy shit! Oh, leu, îi dă la butcher. Ok, hai cu stamina aia. Oh my god.
Dude, stamina asta e teroare. Mamă, cu stamina aia veri odată. Băi, cred că am troubles pe care le pot folosi. Ia, am trouble. O, avem asta. Nice. Merge asta. Îmi place că și ai băiul la foc, dar ei nu iau damage. Nice. Hurry, Harlow, we're running out of time. Stai că mai vin. Mai am troubles. Poison bombs. Avem. The fuck? Let's give these fuckers. Wait, am o idee. Hold me. Ține. Reparăm ghearele, frate, că astea sunt cele care să ne ajute. Lasă-mă o travă! Holy shit! Dude, e atât de enervant că rămâi fără stamina și nu mai ai ce să-i faci. Oh god, nu dă asta. Oh, deci dacă dai bleeding pe ei, s-a zis cu ei. Să nu zici că trebuie să fac april la bază pentru chestia asta. Mama, dar v-a spus toți în jurul lui și nu poți să-i dea nimeni nimica. It's bleeding time! Mama, ăsta bad damage, despre ce discutăm? Like, holy shit, ăsta bad damage. Și ăsta la fel. Stai așa. Gata. Și mai e ăla mare. Ia mă, mai dai un poison bomb. Ne dăm cu lopata asta. Ok, acum mă lovește pe mine. Ok. Flare gun ammo. Uai, stai așa puțin. Oh, bă, trebuie să dau Tony de heal, what the fuck? Bă, ăsta are 31 sau ceva. Survivor killed, aici, serios. Hurry, Harlow, we're running out of time. Oh my god, e mai greu decât pare, sincer. Chiar trebuie să avem grijă la faza aia, că poate să moară ăștia. Am crezut că nu avem stres, știi? Da, că, mai ales când apărea bara de HP. Și noi să-mi repar astea. Ok. Throwing knife aici. O vin doi grași acum. Ok, repede. Mm.
Gata. Dude, mori. Ok, ăsta care vine acum mai are și teroare. Holy fuck. Au. They're killing you, they're killing me. Mi-a dat să mă capsez de la rupă la măcar. Holy fuck. Am uitat că aveam Fury-ul, frate, serios. Mi-am dat aminte, bă, dar eu nu mai am alte chestii să dau. Și pe aia am dat aminte, oh fuck, Fury-ul. Nu le-am cu trouble. Dude, nu pot să pun ținta pe el sau ce Dumnezeu. Ok, hai să distrugem pe ăsta. Mamă. Sam B, dacă nu ai mai oprit din chestii, stai așa. Repede, heal, heal, repair, nu heal. Boom. Repair, perfect. Ok, mă duc. Stai, ce avem? Movement speed while fury is zone damage. Ok, frenzy. Yes, vreau frenzy. Bro, chestia asta e ridicolă, câtă viață are. Bro. Oh, poison. Oh god, stai că nu pot să dau în caza lui Sam. Vomită, bă, odată. Nu e vreo butelie pe ei sau ceva? Mamă, Sam, dar... Mă lași și pe mine să lovesc pe caracterul ăsta sau... Mă, ceva, m-a rezolvat ceva. Du, jocul ăsta e așa de fucking broke, așa de buggy. Nu știu, are foarte multe buguri. Sau ce obțin... Nu e gândit prea bine în anumite puncte. Foc acolo, mișcă. Unde se mișcă așa de repede? Serios, mi se pare puțin ridicol cum se mișcă la așa de repede. Ok, dude. Hai că îl rupem cu o travă. Hai că dacă îi prind bleed-urile alea odată ar trebui să se ducă. Nice, uite bleed-urile alea mari. Holy shit, cât de enervant ești. Gata. Păi, what? Mai vine? Oh, te rog. Te rog, nu. Că nu e gata, boys. Ia-o toca, ai venit nebuna. Ce mai paradis, bă, băiți. Mamă, cât de... Nu știu, parcă s-au cam pișat o leacă pe ideea asta de diversitate și pur și simplu s-aruncă zombies peste zombies în treburi. We continue with the plan, of course. Show me the map. Christ, is this it? What a mess. Apparently these are the entrances. Even so, they're both in the flooded area. Așa. Right? Yes. These entrances are inaccessible. I wouldn't necessarily rule them out. They might still be useful. Here's Kessler's place. He might know something about the tunnels. I mean, he did work with Villa, Kessler. Right? What if he's just as crazy? Kessler's not Villa. He's a real scientist. And if he's still alive, I'm sure he'll help us. I was originally sent here to consult with him. He's been studying the disease for years. He published a paper on it. And wait, if anyone here knows about the tunnels, it's Kessler. And why exactly didn't you tell us all that before? Because Villa said he had a map, and I wasn't even sure Kessler was still alive.
Look, if you're all too afraid to go, I'll go on my own. Okay. Listen, if Harlow say he cool, then I say we check him out. I mean, what other choice do we got? Well, we can stay here and party and enjoy the last little bit of life we got left. Yeah, you do that, Wayne. Me, I'm going with. All right, then. Kessler it is. Fine. I guess I'll just have to bring the party with. Wayne, nu cred că îți dați ordine părere, plus că cine ești tu? Ok, deci văd că ne-am mutat baza de acolo aici, ceea ce e ok. Avem toate shop-urile aici. Reward-ul meu. Stai. Mulțumesc. O să vorbim. Stai liniștit, o să discutăm despre toată treaba asta. Zi. I know you're worried about Dr. Kessler, but he's not like Marcus. Dr. Kessler spent years assisting the World Health Organization and did groundbreaking research on how viruses mutate when they come into contact with external factors. And sure, he might be a tad eccentric, but who isn't these days? I'll go, but I hope you're right about him. Basta, sperăm că ne ajută băiatul ăsta și nu o să fie nașpa. He's a good man. He wouldn't harm a fly. A fly. Are you ready to go? Yes, I am ready to go. Explore, find Dr. Kessler's the harpoon. Absolutely. Good. Nice. It's the harpoon gun. Zoe e magazin și ăsta e magazin. Have weapons, upgrade camp defenses. If I can electrify the fences, those damn... Oh, lightning mode. Deci așa facem noi de moduri? Cred că o să trebuie să facem asta data viitoare, boys, să obținem mai multe moduri. Aparent nu mai e ca în Dead Island 1, pur și simplu să ai modurile paternate peste tot. Throw weapons. Sunt tot de quest-uri din ce văd eu pe aici. Storage. Common crafty parts. Yeah, metal scrap, though. Da, te rog. Băi, și ce am primit? Oh my god, ce băstârcă asta, man. Q rosa. Zdă ok, franceză. Too busy right now. Sorry. Ajută-mă, mor! Super, o-s prea ocupat. Ok, dar oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Dead Island Riptide. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe video de acest gen, știți foarte bine ce aveți făcut. Nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!